Bă, Robert, s-a făcut Andy Popescu antrenor, mă. Bă, a făcut chifoi carte de rețete cripto. Ce au te bă, posta pătrar? Astăzi am fi făcut un full day of eating, dacă nu aș fi lăsat frigiderul deschis ieri și nu s-ar fi stricat tot ce e în frigider. Așa că astăzi nu vom face full day of eating. Astăzi vom merge la sală și ne vom antrena și voi face o chestie foarte cringe în supermarket. Mai exact, voi filma ceea ce îmi cumpăr. Pot să le arăt cum gătesc pre-workout? Da. Așa, deci pentru început avem nevoie de noile șicre cu bea apă de la RF Kinetics. Da? Cu nu e pre-workout. Nu e aici. Mi-ai umblat la pre-workout? Nu, serios, mi-ai umblat la pre-workout? Nu. Deci eu nu înțeleg, ce am făcut cu pre-workout-ul? Am pus la spălat să-i nu înțeleg. Deci aici nu e... Coi! Ce pula? What the fuck? Nu l-ai pus tu, nu? Nu! Deci eu aseară, în toată frenezia aia de când mi s-au stricat lucrurile, gen mâncarea, chiar am pus pre-workout acolo. Ok. Așa. Ne întoarcem la gătit, stimați telespectatori. Și vom avea 1 și 2. Așa. Acum vom pune cu foarte mare atenție niște apă. Fiți foarte atenți cu apa. Se spune că 100% dintre oamenii care au consumat apa au murit. Rece. Pe ce apă rece? Rece, caldă, călâie, căloaie. Așa. După ce ați pus apa, luați pre-workout-ul, foarte important, puneți capacul. După ce puneți capacul, amestecați. De fapt, scuturați shaker-ul. După ce faceți asta, din nou, extrem de important, nu te așteptai la asta, nu-i așa? Nu se aștepta nimeni. În caz că aveți pre-workout-uri mai acide, faceți asta. Bine, nu exact la fel că o să vă bată mamele voastre, dar ca să vă asigurați că nu vi se deschide shaker-ul de la toată presiunea acumulată, să-l deschideți puțin după ce amestecați. Putem să începem antrenamentul ăla nesimțit de brațe? Da. Ăla disgrațios, așa, ciuboneală de aia. Mă opresc, e cringe. Așa, de ce am trecut la un antrenament în care fac brațe separate? Pentru că vreau să mă concentrez pe spate. Și acum e blonda aia pe fundal, care face matematică, nu-i așa? Deci, am mutat antrenamentul de brațe și de abdomen separat de umeri, spate și piept, pentru că vreau să mă concentrez pe spate. Adică efectiv în ziua de spate o să fac tot segmentul ce. Nimic. Revenim. Așa, pentru că în ziua de spate vreau să fac tot ceea ce ține de spate. Adică o să includ și deltoidul posterior, o să fac mai mult focus pe trapez, o să dau și o intensitate puțin mai mare, încerc să mențin volumul cam la fel, să vedem cum mă recuperez. Și în ziua de brațe, într-adevăr, pot să-i dau puțin mai tare și la biceps și la triceps. Dar o să prioritizez abdomenul. Singura chestie este că azi trebuie să începem cu brațele și apoi să terminăm cu abdomenul. Mă normal încep cu abdomenul. Pentru că aceasta ar fi o grupă mai slabă a mea, din cauza faptului că am un genetic destul de slab pe abdomen. Adică am un 4-pack și încă o jumătate de rând de pătrățele. Înțelegeți ideea? O să pui o poză aici. Și da, cam asta ar fi tot. Trecem la treabă. După mergem la cumpărături. Și apoi o să filmăm, o să fac un spoiler, filmăm o colaborare cu Ciprian Luspa. Bine, probabil când o să iasă videoul ăsta o să fie colaborarea deja out. Cum, s-a eliberat? Deci nu mai începem cu alea, începem cu abdomen. Da.
Începem cu abdomen. De ce fac mătăniile pentru abdomen? În primul rând pentru că sunt o persoană foarte religioasă și în al doilea rând pentru că exercițiul în sine este foarte stabil și pot să-l încarc foarte ușor. Adică o mare problemă a multor exerciții de abdomen este că nu le poți încărca într-un mod adecvat. Să zicem că faci leg raises la paralele sau din alternat. Încărcarea va pune presiune pe coloana lombară chiar dacă le execuți corect. Să zicem că faci crunch-uri la saltea. Ce vei face? Vei ține un disc pe piept în cel mai bun caz sau vei sta cu o greutate deasupra capului și vei face asta în timp ce te ridici sau faci cu o bandă de rezistență. Cert e că e foarte gimmicky, foarte complicat să poți să încarci în regim de stabilitate exercițiul. În schimb, la acest exercițiu, atâta timp cât sunt un personaj suficient de gras cât să nu mă tragă greutatea, pot să încarc exercițiul în sine și să am o contracție bună și o progresie decentă. Acum problema e alta. Deja am ajuns în stadiul în care fac cu tot reacul. First world problems, nu? Așa, forma de execuție. În principiu, am așezat, scripetele e sus de tot. Încheieturile sunt la nivelul frunții, dar nu sprijin pe frunte. De aici fac o extensie din toracal și din lombar cât să alungesc abdomenul. Și apoi mă ghemuiesc. Proiectez coatele și fruntea către genunchi. De ce nu mă văd? A? Că ești prea mare? Nu, am zis, nu ce? Te vezi, acum te vezi. Ia, net your not. Pune lângă mine. Periculos? Periculos? Cam periculos, nu știu cum să zic. Aici, la această obezitate morbidă. Care obezitate, mă? Cine, eu? 10%. Zici că sunt gravidă. Nu, să nu faci asta. Vezi că ne cere banii de ad-uri, îmi dă strike după, fii atent. Îl filmezi. Vezi cum vine strike de la Ciprian Petre și ne ia toți banii. Gata, mergem la cumpărături. Am fost la cumpărături, mai aveam un pic și era să fim dați afară de cei de la Carrefour, pentru că aparent trebuie să cer voie ca să filmez în Carrefour. Nu știam acest lucru. Aparent am nevoie de doctorat, nu sunt atât de inteligent. Dar ne-am făcut cumpărăturile, vi le arăt acum și să vă zic la fiecare în parte de ce le-am cumpărat. Bine, nu super în detaliu, dar cam ca sursă de ce sunt ele. Și să începem cu aceste nuci, these nuts. Așa, sursă de proteină și de grăsimi nesaturate. Avem ovăzul acesta ca sursă de fibre și de carbohidrați. Și apoi avem acest mix de orez cu legume de la Edenia, mixul Hawaii. Mie îmi place să-i zic mixul Kawaii, pentru că sunt un weeb infect. Cartofi nu sunt preprăjiți, sunt efectiv doar cartofii congelați. E acel soi cu 53 de kilocalorii pe 100 de grame. Avem halloumi ca sursă din nou de proteină și de grăsimi. Problema e că nu am găsit acel soi de la Mediteranea, cel light. În principiu cel light are mai multă proteină și mai puține grăsimi. Așa. În afară de asta, mai avem ca sursă de dulciuri. Pe asta nu v-am arătat-o că am cumpărat-o din altă parte.
sunt aceste rondele bio de orez. Nu trebuie să cumpărați rondele bio, dar îmi place super mult această combinație cu ciocolată cu lapte, super, super bună la gust. Și sunt și ceva mai moi, nu știu de ce sunt mai moi, dar sunt mult mai ok ca textură. Acum, din nou, mergeți pe preferințe. Avem acest lapte de migdale de la Alpro, nu este cel fără... nu este cel tipic pe care îl folosesc în mod normal fără zahăr, este cel fără zahăr și fără coajă. Nu știu, nu întrebați, nu știu care e diferența, dar este mult mai ok la gust. Avem 7-Up Zero, pe ăsta îl beau seara când am poftă de dulce și în contextul în care este super cald afară, cam beau ceva mai mult decât în mod normal, beau jumătate de sticlă, deși în mod normal beau o sticlă, dacă aș fi în prep aș bea chiar două. Și mai beau... Pepsi Zero dimineața, pentru că are puțină cafeină, beau cam două pahare ca să mă trezească puțin. Știu că pare foarte, foarte situațional, dar dacă aș bea Pepsi Zero seara, m-aș agita foarte tare, mi-ar afecta puțin somnul. De asta beau cam două pahare Pepsi Zero dimineața și jumătate de sticlă de 7-Up Zero seara și vreo 5-6 litri de apă. Avem și gel de duș, știu că pare surprinzător, dar ocazional mă și spăl. Și avem și șampon. Din nou, știu că pare surprinzător, dar mă spăl și pe cap. În continuare, avem afaine, afaine. Afinele sunt, după părerea mea, una dintre cele mai bune surse de antioxidanți. Sunt și sursă de fibre și sursă de carbohidrați. Nu e cea mai wow sursă de fibre și de carbohidrați, dar e ok, mai ales pentru că avem și foarte mulți antioxidanți. Avem blat de pizza, pentru că suntem pe bulk și vreau să-mi fac pizza acasă. Mi-e foarte ușor să fac... o masă foarte, foarte densă caloric, hiperproteică. O să vă arăt mai exact în continuare cu ce fac pizza respectivă. Mi-am luat două oat bar-uri de astea. Mai mănânc din când în când ca desert, dacă cumva masa a fost mai light, pentru că e o perioadă în care e extrem de cald și nu prea am poftă de mâncare. Și din nefericire trebuie să mănânc un minim de 4500-4800 de kilocalorii. Adică am zile în care urc chiar și la... 5.000 de kilocalorii, dar hai să continuăm. Avem Zuzu Stores, pe ăsta îl mănânc 24-7-365 de zile din 200 de zile, în fine. Așa, mănânc ca turbatul acest Zuzu Stores, nu cred că există zi din viața mea în care să nu mănânc. E sursă de proteină, e varianta fără grăsimi, bine, fără grăsimi, are 2% grăsimi, deci nu e tocmai o sursă relevantă de grăsimi. Avem și Bifidus. Și desigur, fiind iaurt grecesc, are și niște probiotice. Avem aceste piersici care au căzut în cap în Paraguay. Sunt niște piersici turtite. Nu e cringe, nu e cringe, încetează. Așa, desigur, sursă de fibre, amândouă și sursă de carbohidrați. Avem acest Lerdamer Light Life, sursă de proteină, sursă de grăsime. Mai folosesc și... Aceasta este fața unui om care a fost țepuit. Una e camembert, una e brie. Eu voiam să-mi iau doar camembert. Nu e bine. În fine. Folosesc brânza camembert ca sursă din nou de proteină, de grăsimi, dar și de probiotice. Aparent e foarte interesat de această brânză camembert. Ok, trecem peste. Așa. Și mai avem în continuare brie, care este tot o sursă de proteină și de grăsimi. Și cu toate astea trei tipuri de brânzeturi îmi fac pizza. Și mai pun pere și am uitat să-mi iau pere. Bun, și apoi ne întrebăm, păi cum, Robert, tu în off-season nu mănânci nimic cancer, nimic dulce, nimic bla bla bla? Am luat niște Kinder felie de lapte și mai mănânc pe post de desert, I guess, o dată pe zi. Așa, bun, și asta ar fi tot. Mai era ceva în casă, ceva. Ah, ok. Și eterna mâncare de bebeluș, multicereale cu stracciatella, pe care o combin cu pudră proteică. Asta este tot. Numele meu este Robert Florea, reprezint RefKinetics.ro. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii. Dacă v-a plăcut acest video, aș aprecia să îmi dați un like, un follow, un subscribe. Nu-mi place să cerșesc, dar înțelegeți ideea. Susținerea voastră ajută, pentru că în momentul în care numerele sunt mai mari, mă simt eu mai șmecher. Chiar dacă nu este așa. Bun. De ce intri aici? De ce faci ilegalități? De ce? Oh, yes. Yes. Scuzați.
ce? Că ce? Nu știu, bă, ce mai aveam pe aici? Asta nu trebuia să apară. Bine, hai totuși, arată-le. Arată-le ce e. Se vede? Este gel 3% tacrolimus colir. E un gel pe care îl bag lui Giuli în ochi. Yes. Nu întrebați. Are și el probleme. E bătrân. Îi se usucă ochii.